Cu toții știm că somnul este foarte important pentru dezvoltarea armonioasă a bebelușului. În ultima perioadă, tot mai mulți părinți optează pentru co-sleeping. Această practică presupune că la patul matrimonial se atașează un pătuț micuț cu acces liber a unuia dintre părinți spre copil. De obicei, mama își asumă acest rol. Specialiștii consideră că acest tip de somn are numeroase beneficii atât pentru copil cât și pentru părinți. Studiile ne arată că copilul se trezește de mai multe ori pe noapte, dar are un somn mult mai profund și mult mai liniștit, pentru că mama este alături și imediat reacționează. În caz că el este singur la această vârstă, da, 0-3 luni, deci are loc, el se poate speria, ori să se apropie de el mai greu unul dintre părinți, până se trezesc, până îl aud, și atunci stresul este mult mai mare pentru copil. Prin urmare, copilul e mereu la îndemâna mamei, alăptatul e mai ușor, părinții și copilul devin mult mai conectați, scade riscul de moarte subită în somn, dar la fel de important e ca mama să aibă un somn sănătos. Femeia, fiind în această ipostază nouă, are niște reacții a organismului foarte sensibilizate și atunci copilul poate să respire cumva mai profund, să facă o mișcare, din reflex și ea să se trezească permanent. De aici există, pentru asta există partenerul care poate să se schimbe, deci în cazul dat tatăl, soțul, concubinul, să treacă el de partea copilului și să aibă grijă. Toți psihologii consideră că e bine să-l țineți pe cel mic în co-sleeper până la 3-6 luni, pentru că după această perioadă vă va fi din ce în ce mai greu să-l obișnuiți cu pătuțul său. Este foarte important când alegem co-sleeping-ul, ca să nu treacă bebelușul peste noi. Da? Ce se întâmplă pe parcurs? El începe să se vârcolească în pătuc și atunci ce face? Treptat trece peste mama ori peste tata și apare o altă deprindere de a dormi peste unul dintre părinți. Și viitoarea mămică Stella Mikșanski va opta pentru co-sleeping. Prezentatoarea TV este o adeptă înrăită a acestui tip de somn la bebeluși. Ea vede multe avantaje în co-sleeping-ul până la 6 luni sau maxim un an. E armonie deplină între copil, mamă și tată.